Acum, în primul și în primul rând, suntem într-o emisiune, da? Nu trebuie să ne facem de minune, sau voi pe mine, sau eu pe voi. M-a sunat astăzi din platou și îți dai seama că m-am simțit aiurea că... Ce s-a întâmplat între noi, nu? El a fost foarte deranjat de faptul că a fost apelat din platou și s-a simțit foarte prost în legătură cu asta. Și într-adevăr, când l-am auzit vorbind, mi-a părut rău, că știu cum e să te vadă lumea de acasă și să vorbească despre tine din asta și, în plus, nici nu poți să-ți faci o părere ușor despre un om din ce vezi la televizor. S-a întâmplat că v-ați dorit. Voi, tu, ea, Y. Da. Sunt foarte supărat pe voi. Nu înseamnă că pot să aflu cine este fata singură. Eu am un anumit scop. Să câștig. Nu-mi trebuie banii. Dar eu, dacă intru într-o luptă, vreau să merg până la capăt și nu mă retrag niciodată, orice s-ar întâmpla. Mie nu face nimeni program. Eu fac ceea ce vreau eu, ceea ce simt eu, dar, repet, în limita bunului simț. Dacă voi vă doriți să faceți ceva cu mine, mergem până la cap. Dacă voi nu vă doriți, eu pot să mă retrag. Asta nu înseamnă că cine nu mă cunoaște își face o părere, deci, bă, a venit ăsta la televizor și s-a pupat cu alea. Că nu ar avea cu cine să se pupe acasă. Vă dau un exemplu, cine mă cunoaște. Ai zis asta în emisiune și lumea va vedea. Ai zis asta. Cine mă cunoaște știe cine sunt. Măi, nu te-au sunat ca să te certe, te-au sunat ca să ai și tu dreptul la replică în fața noastră. Exact, dar m-am simțit aiurea. Mingea este la mine. Normal. Eu o centrez, unde vreau eu. Emilian crede că noi am insistat pe aceste subiecte legate de sex și toate cele, dar de fapt el ne-a dat motive să se ajungă aici, la unele dintre noi mai mult, la celelalte mai puțin. Desigur, un bărbat ca el nu putea să se lase mai jos decât noi și dacă noi l-am băgat în ședință, a zis că trebuie să intrăm și noi în ședință, ne-a spus nemulțumirile lui. Doar o fată dă cu capul. O fată o să fie câștigătoare de aici. În minge. Repet. Nu sunt, nu vreau să fiu luat de fraier. Eu mă duc cu capul sus, oriunde m-aș duce, dau în spate, doar când bag mașalier la mașină și mă uit doar în... Oricum nu cred că a fost intenția niciunea dintre noi să... Măi, eu nu știu ce... El a considerat că l-am făcut de râs pentru că eu personal zic că s-a simțit deranjat, că toate fetele l-am criticat, s-a simțit puțin deranjat că doamna Mirela a dorit să intre cu el în direct. Așa a apărut. Da, eu nu știu ce declarați voi. Eu am declarat numai frumos despre toate și inclusiv despre ea. Că așa trebuie, sunt un băiat educat, am cei 7 ani de acasă. Asta nu înseamnă că dacă v-am sărutat și nu prea am vorbit cu voi, avem timp, am fost 2 zile împreună, avem tot timpul să ne cunoaștem. Ne-am pupat așa forță la început, de acum înainte ne cunoaștem, ne mai pupăm la final. Asta nu înseamnă că nu o să te mai pup, îți dau un exemplu, dacă îți face plăcere, bineînțeles. De ce să nu mă mai pup pe mine? Poți să mă pup? Eu pup pe cine vreau eu. Mie nu-mi interesează să mă pup pe mine, doar dacă... Eu pe cine vreau eu. Adică pe doar cine dacă ție nu-ți face plăcere, nu mai ocupi. Eu, vă repet, nu mă retrag. Din contră, nu spăriați lupul cu blana oii. Nu vă pus nimeni să veniți aici, doar iubiți voștri sau voi cu acordul lor. E problema lor. Eu vreau să aflu cine este singură. Dacă nu încerc și sunt pregătit și sunt înarmat din toate punctele de vedere. Nu știu dacă am exagerat cu ceva legat de Emilian, dar am spus ce ne deranjea, ca și cu Livia. L-am etichetat și noi foarte rapid și cumva... Dar pe bună dreptate a fost, nu pot să zic că nu. Doar că acum, în retrospectivă, gândindu-mă, aș fi putut să fiu mai blândă. O să te scopă. Deci ne-am înțeles. Works for me. Cine a făcut astăzi de mâncare? Frangii. A fost ok, dar cartofii ai uitat de ei? Sau... Păi n-am uitat de ei, tu ai venit și s-au răcit, s-au făcut. Nu, dar nu erau făcuți, nu erau... Unii nu erau făcuți, să știi, în spatele cuptorului. Dar ăia din față erau, că a zis Oana că erau făcuți. Erau crocanți chiar, dar cine știe, poate un nimeric îți va... Trebuie să aveți grijă de mine, că și eu am grijă de voi. Vă pregătesc surprize frumoase pentru fiecare. Sper că ți-a plăcut astăzi, sper că mâine o să-i placă la următoarea. Avem timp să vă ofer ceea ce meritați la fiecare. Vreau să-mi oferiți la fel.
nu a fost atât de dur cu noi, ne-a atenționat doar, să zicem. Vă repet, mie nu-mi face nimeni strategii, nu-mi spune nimeni ce trebuie să fac, nu-mi interzice nimeni ce trebuie să fac. Doar cu acceptul vostru, vă repet, îmbrăcarea și vorbim.